În primul rând aș vrea să-l felicit și să-i mulțumesc domnului Belu pentru cuvintele frumoase și pentru toate performanțele dânsului pe care le-a obținut de-a lungul anilor. În rest, ce pot să vă spun, am văzut că sunt aproape toți băieții de la echipa națională și ei nominalizați, felicitări și au câștigat câte un premiu, felicitări tuturor, felicitări Lucian Bute, care într-adevăr a câștigat un premiu foarte important pentru România și pentru el. Sunt foarte onorat, sunt foarte bucuros pentru acest premiu. Mulțumesc tuturor celor care m-au ales și sper ca să continui să joc la același nivel și în continuare. Vă mulțumesc tuturor. Să-l aplaudăm. Domnul Mutu, de unde ne vorbiți? Unde vă aflați acum? La holul unui hotel la Firenze. Vin direct de la antrenament și suntem aici, vă aud foarte bine și păcat că nu vă văd. Noi vă vedem și vă simțim alături. Când aveți primul meci? Duminică. La să aveți Genoa, multă baftă, să băgați cel puțin 10 goluri, ca și programul nostru 10 pentru România. Și vă ținem pomnii în campionatul european. Mult succes!